Da, să ne amintim, Radu, că acum câteva săptămâni vorbeam despre subiectul ministrul culturii, Ministerul Culturii are post vacant, postul ministrului nu este ocupat, cu cine să-l ocupăm? Cine să vină locul lui Kelemen Hunor? Păi în niciun caz un biped. În niciun caz un biped. Și povestea asta s-a întâmplat înainte de propunere, nu s-a întâmplat după propunere. Zici, oameni, n-am știut, uite, omul a gafat după ce l-am propus, s-a întâmplat înainte de propunere. Și primul ministru insista că, doamne, trebuie să ajungă acolo, doamna asta, că e negociat, că e cu portofoliile, cu negocierea, cu algoritmul. Și lumea îi spunea, domnul prim-ministru, doamne, insistați cu o numire absurdă, cum să ajungă șef peste cultură, un om care nu știe ce înseamnă biped. Adică, îi se pare că e ceva foarte rău. Rău, nu așa. De ce așa? Eu am spus că trebuie să dăm o erată în manualele de istorie. Când am învățat noi în clasele 1-8 despre Lupa Capitolina, Dumnezeule Mare, cred că am auzit de, și am învățat de 1000 de ori despre Lupa Capitolina, am spus că trebuie să dăm o erată în manualul de istorie și să spunem că Romulus și Remus au supt de la vulpe. Ce mare scofală sora noastră de gintă latină să accepte faptul că noi dăm o erată și spunem, băi, ăia doi mici care sugeau la țâța lui Poaice, nu era lui Poaice, era vulpe. Știi, dacă au sub de la vulpe, poate sunt și mai șmecheri. Dar să știi că manualele nu s-au tipărit încă. E scandal în continuare legător cu subiectul ăsta. Și până se tipăresc manualele, până se dă bun de tipar ca să fie tipărite, poate fac aer. Avem timp asta, să facem acolo, avem timp, exact. Romulus și Remus au sub de la vulpe. E perfect. Da, și la Romulus și Remus punem poza domnului ministru cu vulpea. Unul din primele lucruri pe care le-am descoperit în București în 90-91, când m-am stabilit în orașul ăsta foarte aglomerat și foarte poluat, a fost statuia Lupoaicei de la Romană, evident, pe care o întâlneai de 20.000 de ori când te duceai și când te întorceai dinspre sau înspre centrul Bucureștiului. Trecând de 20.000 de ori pe lângă statuia lui Poaice, ai zis, dom'le, fiecare a văzut, nu? Paralelismul nostru, originea latină și așa mai departe, lucrurile importante. Și ți-a spus de 1000 de ori și învățătoarea și profesoara de istorie, dom'le, vedeți că e o chestie acolo comună și nu întâmplător Bucureștiul, ca și Roma, are această statuie, Lupa Capitolina, o copie, știți? Și așa mai departe. Da, știi, dacă nu a văzut-o la Piața Romană, Remus... Cum îl cheamă? Pricopie. Remus Pricopie. Măcar s-o fi văzut când a mutat-o la Dorobanți. Că a mutat-o de la Romană la Piața Dorobanți. Și când treci spre Dorobanți să-ți iei un croissant de ăla de nu știu câți lei sau oriceva bun de acolo, mai vezi, cobric, da. Mai vezi o româncă, ceva, o chestie pe acolo, sunt pe cobric la Dorobanți. Sunt și covriși de toate. Dar nu poți, în Piața Dorobanți au mutat Lupoaica de la Romană la Dorobanți. Când trece ministrul dinspre casa lui spre minister. Uite vulpea, să zicem. Uite nu, vulpea. Nu merge, Radu, nu merge cu vulpa Capitolina. Uite, nu merge pentru că Lupoaica a fost aleasă datorită spiritului ei de loialitate. Și Rudyard Kipling în Mowgli, în Cartea Junglei, tot despre Lupoaică vorbește. Lupoaică are anumite însușiri pe care vulpea nu le are. Da, dar șmecheria românească ne putem imagina că Lupoaica curajoasă poate fi înlăbită cu o vulpe șmecheră. Nu? Da. Ne putem imagina. Facem exercițiul ăsta. Ce șmecheră a fost vulpea. Cum a ținut ea, cum a crescut ea doi copii? Zice, ea îi îngrija și o ciocănitoare îi hrănea. Și ce, dom'le, cum ce tare șmecheră vulpea. Putea să investească în imobiliare vulpea, spre exemplu. Ce știuți cu toate astea, a avut grijă de doi copii. Bine, noi am mai vorbit și despre gafele pe care le face Elena Băsescu de foarte multe ori și ne-am întrebat, evident... Aici ceea ce frapează, sincer scuze, este faptul că e vorba de ministrul educației. Dacă era vorba de vreun, nu știu, alt ministru din alt domeniu, poate treceau mai ușor. Dar în prima zi de școală, ministrul educației să spună în loc de Lupoaică vulpe, cam complicat. Mai ales pe o chestiune care ține de minima cultură generală a poporului român.